Disperare în rândul mai multor localnici din Breaza. Oamenii au ajuns la capătul răbdării din cauza urșilor. Fierele au dat iama în gospodării și au ucis animalele. Au fost fâșiați de urși, viței, porci sau vaci. Ultimul atac a fost sâmbătă noapte. Pradă ursului a căzut o vacă. Alta a fost doar rănită. O soică cu doi pui și un urs mare a venit. A luat vita din țar de acolo, mi-a dus-o aici, aici a rupt-o. După aceea s-a deplasat cu ei aici. Am 12 câini, eu chiar sunt curios cum nu, mi s-a întâmplat asta până acum. Ba taur, ba scroafa cu purcei, oi, tot. Și nu, trebuie făcut ceva, să organele abilitate, să cei care gestionează fondul de vânătoare, să se ia o măsură, să intervină. Atacurile lui Moș Martin sunt tot mai dese, spun cei care s-au ales cu pagube însemnate. Atacă și a început să fie frecvent. Aici noi pe timpul nopții le ținem. Fiind vară, nu poți să le bagi în saivan că ți răspugesc, să îmbolnăvesc. Și ne-a luat-o de aici din țarc, ceea ce nu s-a întâmplat în 5 ani de zile când sunt aici, nu s-a întâmplat așa ceva. A târât-o, acolo a despicat-o și la 15-20 de metri a omorât-o. Și încă o vacă care tot așa de rasă, de talie mare, bățată românească, mi-a spintecat-o pe picior. Asta pe semne că s-a ferit și... Asta urmează să-i facem un tratament. Sunt foarte mulți urși. Nu numai în animale a dat ursul iama, ci și în livezile cu pom fructiferi. Cred că sunt înfometați și nu sunt în zonă, pentru că în 5 ani de zile de când sunt aici, n-am văzut urs decât pe coaste pe aici, jucându-se ursoaică cu doi pui, dar n-am văzut să vină să strice sau să facă. Sunt înfometați. Spun vecinii care au grădin pe aici cu pom fructiferi și cu astea că le-au rămas decât scheletul la pom. A venit într-o noapte la aici, la 1 și un sfert la mine, a încercat să-mi iau purcea mare, purcei, de la mine a plecat aici la Dani Won, în partea spre fermele celelalte. Caută mâncare, și, da, după mâncare, normal, că nu este. Anul trecut a fost un urs în zona asta care a făcut prăpă la porci. Era specializat pe carne de porc. Acum la vaci. Și eu astă toamnă am avut un taur omorât de urși în Valea Beliei. La porci n-a putut pentru că au sărit câinii și l-au îndepărtat noaptea. Nu, deci, practic, ce preferă, să zicem așa? Orice fel de carne, dacă o găsește cât mai ușor. Ursul e un animal foarte inteligent. El nu atacă decât după 2-3 ore după ce studiază terenul. Conducerea AJVPS Câmpina spune că va trimite un pasnic de vânătoare pentru monitorizarea zonei și care va încerca să alunge urși astfel încât animalele oamenilor să fie în siguranță. În zona Câmpinei, în evidență, sunt peste 50 de urși.